Are 98 de ani și a trăit istoria din plin. A trăit trecutul, se bucură de prezent, cu siguranță, și de viitor. Zilele trecute am fost în comuna buzoiană Podgoria. Ne-a așteptat acolo domnul Ion Cioroiu. I-am bătut la ușa casei dumnealui, ne-a primit cu vocea caldă și cu ochii atât de blânzi. Ne-a vorbit puțin despre istorie. Cum ar trebui să înțelegem noi această etapă a istoriei? Cum ar trebui să vedem trecutul? Să ne cunoaștem prezentul și să trăim frumos viitorul. Aflăm în următorul material. Încă o dată vă mulțumesc, domnul Ion, pentru frumoasa primire. Vă mulțumesc pentru deschiderea care ați avut-o față de noi. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, putere să scrieți și să așterneți acolo în acel caietel gândurile frumoase. Și de ce nu? Avem ce învăța de la dumneavoastră. Și știți, eu zic, la cine nu are un bătrân să îl cumpere. Eu mă bucur că am avut ocazia să vă cunosc, mă bucur că v-am ca prieten și mai ales mă bucur pentru acele vorbe înțelepte. Urmărim materialul și ne întoarcem. Stimați telespectatori, poveștile noastre frumoase merg mai departe. Astăzi am ajuns în comuna buzoiană Podgoria. Aici ne așteaptă un domn. Stimați telespectatori, vă spuneam că am ajuns într-o casă destul de primitoare, destul de caldă, cu un om cu un suflet frumos și cald. Domnul Ion Cioroiu are 98 de ani, o frumoasă vârstă. Vă spun încă o dată la mulți ani. Vă mulțumesc tare mult că astăzi, într-o zi de sărbătoare, ne-ați primit în casa dumneavoastră și vrem așa puțin să aflăm din povestea dumneavoastră de viață, o poveste destul de marcantă, destul de amară, putem spune, dar ați supraviețuit tuturor necazurilor, dar se spune că după zile rele vin și zile bune și vă mulțumesc încă o dată că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc din suflet, stimate domnule Dănuț, pentru că nu este prima dată când îmi faceți această onoare și vizită să înregistrați un om care a trecut prin istorie și trece prin ea. Domnul Ion, vrem astăzi, mai mult ca oricând, să vorbim despre România. Dumneavoastră ați trăit trecutul, vă bucurați de prezent și, bineînțeles, vă doresc să aveți parte și de un viitor tot atât de frumos. Cum era trecutul acestei țări? Pentru că dumneavoastră ați trecut prin clipele cele mai grele, cele mai amare. Ați mâncat o pâine amară pe românește. Încă din copilărie, de când m-am născut, am simțit viața din plin, greutățile și realizările care erau la vremurile respective. Timpul a trecut, munceam pe pământul moșierilor. Pentru... Eram o vârstă fragedă la 9-10 ani. Timpul a trecut cu bune și cu rele, eram copii mulți și a venit timpul când de acum anii treceau și am înregistrat în perioada respectivă multe realizări. A venit perioada războiului. Vă spuneam mai înainte de emisiune despre mine că mă trag dintr-o familie de eroi pentru că bunicii au murit în răscoala de la 1848. Tata și frații lui, inclusiv tata socru, a fost în primul război mondial. Unii au murit, tata a scăpat cu viață și dus în Germania prizonier, unde a stat 4 ani de zile. A venit perioada când eu, avansat în vârstă, am venit la vârsta de a face stagiu militar. Ce ani era când ați plecat în armată? Câți ani aveam? Eram tânăr la 20 de ani. La 20 de ani am fost înrolat în armată, că armata era adevărata armată română, care a luptat pentru păstrarea neamului românesc și teritoriul
scumpei noastre românii, care la 1918 și-a văzut visul realizat de întregirea neamului. Domnul Ion, ați plecat în armată. Cum a fost stagiul militar atunci? Pentru că nu a fost bine. Cred că a fost, cred că cea mai crudă experiență din viața dumneavoastră. La vârsta mea percepeam stagiul militar ca o școală educativă. Era o școală educativă? Era o școală educativă. Mi-amintesc că în localul casei armate de la Râmnicu Sărat, cei care urmau să fie înrolați în armată erau acolo chemați și educați în spiritul dragostei și iubirii de neam și patrie. Nu eram lăsați pe străzi precum astăzi umblă tineretul bulversat în toate felurile. Și fiind înrolat, eu care aveam o pregătire liceală, am fost repede încadrat într-un pluton de avansare în grad de sublocotenent. Asta era în anii 1920, în sfârșit, era vârsta de înrolare. Dacă eu sunt născut în 1920, deci peste 20 de ani, în 1940, timp în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu istoria României, Basarabia a fost luată prin tratatul Ribbentrop-Molotov, dusă la ruși, Bucovina iarăși, așa. Și starea asta educativă care o primeam în cadrul militar m-a făcut să iubesc acest. Am fost reținut în toată perioada războiului al doilea mondial, am fost reținut în cazarmă pentru instruire, pentru educare, pentru tineretul care urma să fie angajată militară. Spuneți că ați fost, dar cum ați căzut prizonier? Pentru că aveți o etapă din viața dumneavoastră, ați fost prins atunci și dus departe. Spuneți-ne puțin despre această poveste, adevărat? Domnul Dănuț, eu, cu permisiunea dumneavoastră, să vă prezint acest poem pe care l-am scris, în care am arătat perioada de război și după. Cum a fost atunci? Pentru că o să-mi spuneți și această poezie care v-ați descărcat dumneavoastră într-un caiet cu amintiri, cu gânduri. A fost greu atunci? A fost destul de greu. A fost destul de greu. Și să vă... Cât timp ați fost prizonier? 4 ani de zile. Unde v-au dus? În Siberia. Și cum era acolo? Păi spune poemul tot cu lux de amănunt. Dar să vă povestesc un lucru foarte, foarte interesant și tragic de felul cum s-a desfășurat aceste ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial. Era în luna august, într-o sâmbătă de 19, deci 19 august, când Dinamicu a inițiat o incursiune în frontul nostru, unde eram încredințați acolo, că eu am făcut parte din comanda regimentului și am fost detașat cu stația de telegraf, pentru că am fost specialist în telegrafie, și dus în spatele frontului la circa 500 de metri.
În această zi, când rușii, când Inamicul a făcut această incursiune, a reușit, pentru că erau bine dotați, automatizați, nu ca noi, când ne-am dus pe front, ne-am dus cu căruțele, cu cai, trăgea de tunuri, de mitraliere, de... Deci am fost, ce să vă spun, nedotați pentru treaba asta. Și rușii au reușit, deci Inamicul a reușit să-i scoată pe ai noștri din poziție și a ocupat vechea poziție. Eu prin telegraf am transmis la divizie situația frontului și am primit ordin să transmit comandanților de front unde era comandantul sectorului de operațiune, colonelul Dicu, care a murit, Dumnezeu să-l ierte, și s-a contraatacat introducând cele două batalioane care erau în rezervă, le-a introdus în front și la comanda colonelului Dicu, comandantul frontului, o rachetă roșie, a pornit lupta împotriva Inamicului, reușind să-i scoată din poziție. S-au ocupat vechile poziții și s-a așternut o liniște totală. Deci, sâmbătă, 19 august. A doua zi, dimineața, fiind duminică, oftez, pentru că a fost lupta decisivă. A început lupta, deci pe 20 august, duminică, folosindu-se tot armamentul. Și rușii erau bine dotați cu acea armă care a făcut faimă lumii, Catiușa, care bătea la metru pătrat. Și s-a reușit să se rupă frontul, a apărut un stol de avioane americane și cu rușii, pentru că au făcut tranzacția, tratatele astea atunci, și a început bombardamentul și așa s-a rupt frontul și Inamicul a început să înainteze. Astea sunt lucruri memorabile pe care eu nu le uit niciodată, cât o mai trăi, cât o mai da Dumnezeu să mai trăiesc, pentru că sunt amintiri care le las scrise în această agendă nepoților, strănepoților mei. Și până la urmă este... Să-și iubească patria, să-și iubească neamul și limba, pentru că aici este țara mea și neamul meu cel românesc. Aici eu aș vrea să mor, aici vreau ca să trăiesc. Stimații telespectatori, mergem mai departe cu povestea aceasta frumoasă. Domnul Ion, aveți acest poem. Cum l-ați intitulat? Voi n-ați fost ca noi. Asta este intitulația poemului. Și să înțeleg că în toți acești 4 ani care i-ați trăit acolo în Siberia... Este oglindit în această lucrare care rămâne pentru nepoții mei. Ne-o spuneți și nouă? Și zice, tu n-ai fost cu mine în război să-mi apăr credința străbună hotarul. Tu n-ai fost cu mine în tranșei să-mi apăr țara și neamul. Tu n-ai mirosit fumul din iarba de pușcă ieșit pe seaba de tun. Tu n-ai văzut bombele și proiectilele de tun care făceau mereu bum-bum. Tu n-ai văzut ostași căzuți la datorie cu întregul corp zdrobit de gloanțe pentru a-și apăra credința străbună și țara în care s-au născut și avea multe speranțe.
tu n-ai stat în ploaie și în frig, când lupta era întoi, stăteai acasă în bârloc la căldură și nu-ți păsa că-i țara război. Tu n-ai știut ce-i foamea și setea, ce eu le-am îndurat pe toate și mă rugam ziua și noaptea cum voi scăpa de groasnica moarte. Căci gloanțele curgeau și voi și multe, trecând pe la ureche, iar proiectile de tun și bombe curgeau fără pereche. Iar avioanele de luptă încărcate cu bombe întunecau văzduhul în stil de cocor și le împrăștia pe pământul nevinovat și sfânt unde se afla un întreg popor. Dar după multe lupte ce eu le-am îndurat, am picat în cursa inamică și am fost capturat. Și între sentinele am fost transportat într-un lagăr departe, flămând și nemâncat, unde 4 ani de zile am stat încarcerat. În acel lagăr al groazei, din inima Siberiei, greu am înfruntat gerul și gradul de mizerie. Tu n-ai fost în lagăr cu mine să asculți cum cântă trompeta turbată care vestea deșteptarea din somn și încolonarea la poartă. Tu n-ai auzit comandantul de lagăr urlând în permanență la noi, spunând că voi sunteți vinovați că ați luptat în război. Când ne întorceam la lagăr, conduși de câini de pază și de sentinele, în loc să ne odihnim, căutam în gunoaiele din pubele, ca să mai găsim ceva resturi, coși de cartofi și oase în tot felul de zoaie, foamea s-o potolim devenită greoaie. Ori aceste fapte, dragă prietene, pe care le-am trăit, au rămas în minte și nu mai mult. Și iată că astăzi lumea nebună a dat timpul înapoi și toți se pregătesc în armați până în dinți de un nou și mare război. Căci cei ce conduc astăzi planeta din plin n-au fost prin războaie tranșee să guste din viața cu gust de pelin. Ei stau acasă, îmbuibați în palate, prin cârci, în hoteluri, restaurante, duc viață de hiene și duc viață de huzuri și hiene și nu le pasă de cei mulți cu probleme. Se luptă între ei să ajungă la putere, precum câinii turbați lătrând prin zăbrele. Se bagă în închisori și se condamnă greu, fără să țină cont că e un Dumnezeu care îi va judeca pe acești mafioți să curețe planeta de bandiți și de hoți, să lase pământul spălat și curat așa cum Dumnezeu nouă ne l-a dat. Și ca să închei, drag, tragicul meu poem, repet prima strofă și spun: tu n-ai fost cu mine în război să-mi apăr credința străbună hotarul, tu n-ai fost cu mine în tranșei să-mi apăr țara și neamul, pentru că aici este țara mea și neamul meu cel românesc, aici eu aș vrea să mor, aici vreau ca să trăiesc. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc tare mult. E o poveste de viață atât de frumoasă. Ați avut aici trecutul. Ne-ați arătat prezentul. Domnul Ion, cum vedeți dumneavoastră viitorul? Să vă mai spun, stimate domnule Dănuț, și o poezie, cum suntem noi tratați, veteranii de război, la ora actuală. Cum vedeți dumneavoastră viitorul acestei țări? Avem locuri frumoase în această țară? Stimate domnule reporter, pe planetă nu este altă țară mai frumoasă și mai bogată ca scumpa noastră Românie. Anul 1918 și-a spus ampreta prin unirea întregii nații române. Și văd aici, aveți o poezie care se numește Frumoasă Românie. Ne spuneți și nouă această poezie. Frumoasă Românie, ai munți înalți cu fruntea de zăpadă și marea neagră întinsă la picioare. Pădurea-i plină cerpi și căprioare și râși porniți în noapte după prale. Comori ascunse în munți în câmpie, folclor bogat ca nimeni alt în lume, dar astăzi zaci cadavru fără nume în sarcofag o vește de mumie. Ai fost o țară liberă în lume, cu un rege bun la fel ca pâinea caldă, dar azi bandiți în sânge ți se scaldă, trăiești coșmarul veșnică genunchi. Din liberă ești azi o închisoare, distrusă de ei toți maniacii, lua iar odată pe ei toți dracii, că întreg poporul moare azi de foame. Erai pescar, țăran sau vânătorul, cu trei rai pădurile de-a rândul, mergeai oriunde te duceai ergândul, iar azi e în lanț aproape întreg poporul. Hienele te sfârtică de-a rândul, potnite să ucidă fătul mume, și nu le pasă de ce spune o lume și fac doar ce le spune gândul. Vă mulțumesc. Domnul Ion, acum la finalul acestui interviu, acestei frumoase povești de viață până la urmă, ce vreți dumneavoastră să ne transmiteți nouă tinerilor care trăim în această țară, gândim românește, vorbim românește? Care este mesajul dumneavoastră? Pentru tineretul român, cu inimă de român adevărată, le transmit să-și iubească patria, neamul și limba, pentru că strămoșii noștri au luptat secole de-a rândul pentru libertate, nu libertinism, pentru libertate. Tineretul trebuie să fie bine educat, nu prin cârciumi, discoteci și alte mijloace care nu face decât altceva să producă o masă de oameni, de criminali și de oameni fără rost în viață. Tineretul trebuie să citească, să-și însușească cu adevărat istoria poporului român și să lupte cu desăvârșire pentru păstrarea neamului românesc. Eu am trecut prin viață. Mi-am iubit și îmi iubesc patria, pentru că în ea m-am născut, eram aici mulți copii care au devenit adulți, am făcut poezii pentru treaba asta,
Și astăzi tineretul pleacă în căutarea unei vieți mai bune. Dar niște versuri a unui mare poet spunea așa, că fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. Eu am două nepoțele care au absolvit Universitatea din București, una limbi străine, care e în București, și a doua limba română. S-a căsătorit cu un inginer și au plecat în Elveția. Prin internet vorbim cu ea mereu. De ce oare tineretul nostru, și nu e bine ceea ce face actuala conducere care s-a înfăunat după lovitura de stat din 89, să termine școala, să termine liceul și să-l ducă în zona șomerilor. Chiar aici vecinam, doi tineri au absolvit niște școli profesionale prin Râmnic și acum stau acasă cu leafă de șomer. Nu este bine. Tineretul trebuie să pornească la muncă, că munca l-a înnobilat pe om. Toți cerem dă-ne, dă-ne, dă-ne. De unde? Dacă noi nu producem aceste bunuri în societate, nu avem de la cine să cerem. Căci politicienii pleacă astăzi unii, mâine alții, nu interesează. Dar pe noi, românii, ne interesează de viața noastră și trebuie să ne educăm prin discoteci. Cum vedeam aseară la televizor, o mamă își plângea copilul care la o discotecă nu s-a spus regulilor că nu este voie să fumeze acolo și el s-a dedat la acte huliganisme cu bodyguardul și a ajuns până la urmă să fie bătut și introdus în spital și mama lui îl deplângea. Păi cum tu, mamă, îl duci pe acest tânăr să meargă în discotecă? Eu când eram la vârsta lor munceam pe moșiile boierilor și îmi câștigam existența. Nu erau discoteci atunci, erau cămine culturale în perioada aia. Era o emisiune aseară cu unul Marinescu. Domnul Ion, da. Făcând așa o paranteză, eu vă mulțumesc pentru toate lucrurile acestea frumoase care ni le-ați spus astăzi aici, care le-ați arătat ale spectatorilor și vă promit că mai vin pe la dumneavoastră. Stimate domnule Dănuț, pentru mine rămâneți un simbol. Iar pentru mine rămâneți un om drag sufletului meu, pentru că mi-ați arătat că viața este frumoasă și rămâne frumoasă în toate formele ei. Viața este frumoasă ca să o, dacă știi să o trăiești. Și v-am remarcat și aceste mâini ale dumneavoastră. Mâinile dumneavoastră sunt mâinile care astăzi avem noi libertate să gândim, să ne exprimăm și să vorbim românești.